Am început această hartă de Minecraft Ultra Hardcore în iulie 2023, iar astăzi este deja septembrie 2024, iar scopul principal al acestei serii era să ajung la 1000 de zile, deci să supraviețuiesc 1000 de zile, însă am ajuns doar la 774. Așa că, în următoarea perioadă, voi posta zilnic câte un videoclip cu această serie pentru a ajunge cât mai repede la cele 1000 de zile. Va fi un stil mult mai, cum să zic, lejer, mult mai liniștit. Nu mă voi grăbi, nu voi sări dintr-o parte în alta, facem aia, facem cealaltă și vom discuta destul de multe lucruri, așa că dacă aveți subiecte pe care vreți să le dezbat pe parcursul videoclipurilor, ei bine, aș aprecia să-mi lăsați în secțiunea de comentarii. Deci, facem mai multe videoclipuri de Q&A, cum ar veni, în timp ce lucrez pe hartă, iar pentru a inaugura începutul acestei perioade de postat, ei bine, voi face un map showcase, vă voi prezenta tot ceea ce am reușit să pregătesc pe hartă, să construiesc, să finalizez în cele 774 de zile. Iar acesta este cel de-al doilea proiect, așa că cel mai bine încep de la primul. Ăsta este Ancient City-ul pe care vreau să-l transform, dar am început cu un alt proiect și anume un sat de hobiți. Hai să mergem în direcția asta, așa, acolo se află portalul. Primul lucru pe listă, vă spun de pe acum, voi lucra la portalele acestor zone, că nu vreau să le las așa. S-o spawna băieții, bun, cu grijă și cu atenție, ăștia mă atacă, vine și ăsta la alt, ok, s-o teleportat și am scos Fresh Animations. Aoleu, ok, acum pot să-l bat, pentru că era mult prea mult lag din cauza lui. Să opresc și eu lumina asta, văd că acolo am lamele. Bun, acesta este primul meu proiect. Am vrut să fie în întreaga zonă un sat de hobbiți. Am construit în partea aia 4 hobbit hole-uri pentru, bine, mai trebuie să vină una aici, deci ar fi în total 5, chiar 6, cu ferme. În zona aia niște hobbiți care sunt fie rari, aici fermieri și mai departe am zis că mai văd profesiile plus. În partea de sus am început cât de cât să lucrez la zona de deasupra, pentru că mi se pare mult prea sec să ai o zonă atât de mare și hobbit hole-uri numai jos, așa că vor fi pe diferite nivele. Însă așa arată prima zonă, am lucrat și la lacul acesta. Deci a fost destul de mult de muncă, însă am adus și axoloți, ziceam că îi voi înmulți până fac rost de unul albastru, iar acesta este designul. Și fix pe centru vreau o insuliță micuță, văd eu cum o pun exact, pe care să fie statuia unui Iron Golem. Dar, per total, așa arată partea aceasta, fix primul proiect. În interior toate hobbit hole-urile sunt goale, dar mă voi ocupa de ele, că avem destul de mult timp și așa arată harta zonei. O zonă foarte faină, foarte mare și puteam face multe lucruri dacă nu mă plictiseam și începeam următorul proiect, adică transformarea Ancient City-ului. Acolo e o mică fermă de fier și pe lângă parcă am o mică fermă de raiduri, de toteme. Însă le-am făcut numai așa cât de cât să fie acolo, n-am vrut să-mi bat capul prea tare cu fermele, pentru că, sincer să fiu, nici nu-mi place să fac ferme. Am discutat despre treaba asta de foarte multe ori, însă hai să zburăm la cel de-al doilea proiect și până ajung acolo, faza cu fermele. Îmi place super mult să adun materialele, mai ales când vine vorba de toteme, pentru că nu stric chiar atât de multe. Pot face un raid de nivelul 5, e și interesant pentru mine, nu numai stau acolo AFK și fac rost de toate totemele de care am nevoie. Acum, revenind la acest Ancient City, am început prin a scoate scălcul de pe jos, de pe pereți, până și cel de pe tavan. N-am mai stat să adun minereurile, că nu prea aveam niciun chef. La cât am stat pe aici, cred că a durat undeva la 12 ore, dacă mi-aduc bine aminte, ca să scot tot scălcul ăsta. L-am și păstrat, că am zis, băi, poate fac la un moment dat o zonă, o zonă infestată și atunci voi avea nevoie de scălc. Unde îs 9, aproape 10 șulcăre pline cu scălc, 1 cu scălc, nu, uite, 4, aproape 5 cu scălc veinuri, am aici senzorii, șricărele, din fericire nu au fost foarte multe șricăre pe aici,
dar am scos tot ce se putea. Când vine vorba de beacon, am încă unul în partea aia, două, stai așa să ajung până la el. Deci am bătut 2 wither, încă un beacon mai aveam dincolo, încă deci vreo 4-5 wither pe care i-am bătut, cam așa, 4-5 wither. Dar revenind la acest proiect, am pus moss pe jos, am distrus cam toate construcțiile din Ancient City pentru că nu mi-au plăcut deloc cum arătau și dacă le upgradeam, ajungeam să am 100 de altare și sincer vreau să fie o zonă locuibilă, pentru că e oraș până la urmă. Adică de aia se numește Ancient City, oraș, mă rog, înțelegeți voi ideea. Fiind oraș, trebuie să aibă căsuțe, locuri în care oamenii să stea, să se plimbe, eventual chiar și fierării una alta. Deci voi construi destul de mult prin părțile astea, cât apuc. Pentru că dacă rămân proiecte neterminate, aș aprecia să le terminați voi când voi da harta la 1000 de zile. Dar după ce am scos tot scălcul și am pus mosul, m-am ocupat de portal și de zidul de lângă, da? Asta e designul pe exterior și am chiar un design pe interior. Am zis să folosesc lână din asta albastră pentru că îi dă un aspect destul de interesant. Apoi am lucrat la acest portal. I-am făcut un design ca și cum de acolo se infestează Ancient City-ul din Nether. Niște flăcări pe dreapta și pe stânga, iar cel mai nașpa lucru la portalul ăsta că vine foarte în spate. Și cum nu pot muta aceste blocuri cu nici cu pistoane, nici cu nimic, nici să le iau, a trebuit să mă mă bat cuvintele de multe ori, dar trebuia să mă adaptez așa. Și am făcut asta doar în față, iar în spate a rămas liber. După care continui cu această statuie a Wardenului și sub o fermă de lână. Din păcate, la această statuie am avut de săpat foarte mult. Vă recomand să nu faceți statui sub pământ la nivelul Deep Slate-ului, pentru că de bine de rău poți să mai sap stone, da? Stone-ul cu haste 2 și cu eficiență 5, atât pe diamant cât și pe netherite din câte știu, se sparge instant. Însă Deep Slate-ul ăsta, hai că facem o probă așa rapidă, cât durează o bucată de Deep Slate, pac, da? Și dacă e să stai la mai multe, ia uite. Deci durează destul de mult când ai o zonă atât de mare. De ce nu se putea sparge ca și stone-ul dacă totuși am eficiență 5, am netherite și pe lângă asta haste 2? Dacă spărgeam instant era super, dar am ajuns să sparg cu TNT-uri pentru că merge mult mai rapid. Acum totuși, revenind la treburile noastre, după ce m-am ocupat de această zonă, am zis să mai transform încă ceva, pentru că nu prea aveam chef și nici idei cum să construiesc, ce design să folosesc la căsuțe, la căsuțele care urmează pe aici. Am zis să mă ocup puțin mai departe de încă o zonă, și anume transformarea unui templu de junglă, pentru că treaba asta nu a făcut-o tare multă lume și chiar mi-am dorit să transform un templu. Urma să transform mai multe, urma să fac asta cu mai multe, dar nu a fost să fie. Ok, hai că opresc eu lumina, mă bag la somn, așa că acesta este singurul, aceasta este singura construcție, structură pe care am apucat să o transform. Și un lucru foarte șmecher la acest templu din junglă, am adus villageri, i-am înmulțit și nu cred că vedeți treaba asta prea des, și anume o tonă de villageri de junglă. Pă bune, chiar nu am văzut pe nicăieri villageri de junglă și mi se pare mega șmecher că am atât de mulți pe harta mea într-un singur loc. De ce toți pescari, pentru cine se întreabă? Ei bine, am făcut trade-uri cu ață, fiind acel bug de poți să multiplici ața, am făcut o tonă de trade-uri cu ei. Acum, de la distanță, stați așa băieți că eu trebuie să plec de aici, așa, de la distanță, cam în felul acesta arată. Sus, un copac de sherry frumos, după care tunelul, așa, după care templul, iar pe hartă se arată în felul acesta. O tonă și o tonă de șulcăre pline cu stone, dirt, ce am cules de pe aici, grass blocuri, stone brick, mossy stone brick, chiar și cracked stone brick. Mai am lemn, frunze,
o grămadă de lemn de junglă, pentru că eu n-am ars pe aici, m-am ocupat să tund întreaga zonă și dacă e să zbor un pic, în felul acesta arată. M-am ocupat de terraforming, că erau o grămadă de dealuri din astea, uite cum mai și rămas astea în aer, dar am zis că le las așa ca... Așa de efect, în partea asta am îndreptat și pregătit zona pentru un port, deci planuri îs o grămadă, timp să zicem că e și ăla destul cât să mă mai ocup de o parte din ele. Și la parter, că am avut nevoie de o tonă de mos, practic n-am făcut acest templu numai bă, îl transform și gata. I-am dat chiar și un scop cu această ocazie, mai exact. Am făcut două ferme de mos plus o plantație de cocobins pe care n-am mai strâns-o. Am aici deja un shulker plus ce în partea asta nu prea merită să mai bat capul. Aici ca să transform în bone meal tot ce înseamnă carpeturi și semințe. Plus azalea 3 și de-astea. Aulă, eventual ăsta era. Bă, dar nu mai am nimic în ele, pe bune? Nu, nici în partea asta la altă. Deci înseamnă că le-am aranjat pe toate. Dar da, în partea asta, ca să transform tot un bone meal și rămâne mosul. Aici, da, am dus tot mosul înseamnă, dincolo ca să lucrez la Ancient City și acum, teoretic, nu mai trebuie deloc mos. Bun, iar la partea de sus, voi nu puteți intra, dar pot eu cumva... Stai că am de făcut o schemă. Băi, dați-vă mă să am spațiu! Așa, gata. Urcăm la acest Sherry Tree. Bam! Am ajuns la el, să se vadă frumos, de aici pot vedea restul construcțiilor. Prima pe listă este acel portal, da? Să transform acel portal tot așa într-un templu din ăsta maiaș, că asta e o zonă maiașă, după o piață pe acolo pe undeva. Și de ce piața în partea aia? Că fix lângă va fi acest, așa, să zbrăm un pic, fix lângă va fi acest port și atunci teoretic aduci lucruri din port direct lângă în piață. Dar mult terraforming, multă bătaie de cap și desigur 16 ani cu render distance, că altfel se vede urât cum se vedea mai devreme și totuși pe 16 ani curând că se vede urât în partea aia. Mă rog, asta este acum, am scos și fresh animations pentru că făcea lag, cred că am mai zis treaba asta. Mă mai repet, nu e o problemă atât de mare și pentru că aveam nevoie de foarte mult stone brick, mossy stone brick și crack stone brick la acel templu plus următoarele care vor veni construite pe acolo, a trebuit să cam distrug acest... Uleu, hai înăuntru, repede, 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 că mă atacă băieții, nu mai da mă, tu te vezi de treabă. Aoleu, lag, 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 haide, haide, aparent nu vrea, dar pentru că aveam nevoie de foarte mult stone brick, am decapitat un întreg stronghold, da? Deci uitați-vă numai la camerele astea cât de goale îs. Nici biblioteca nu mai aici a fost, acolo în jos am distrus. În partea asta de sus mai am ceva, dar bine, nici nu m-a mai trebuit. Când îmi va mai trebui, voi mai strica din stronghold. Dar cam așa arată până și în partea asta, acolo jos, acolo sus. O fost, da, atâta pot spune. Am bătut și cei 20 de dragoni pe care poți bate ca să faci portalele, dar nu vreau să merg în direcția aceea. Bun, cu zburatul în altă direcție, mai am ultima zonă acolo unde vreau să fac fermele industriale, că totuși, deși nu-mi place să fac ferme pentru artificii și pentru TNT-uri, am avut nevoie de o fermă de gunpowder, așa că în partea asta, bă, pleacă mă, pleacă și tu, vrei să sparg totem acum? Nici bine n-am reînceput să filmez că bam, sparg un totem, dar revenind în partea aceasta, vreau să fie o zonă industrială, cu mai multe ferme de genul și aici este prima de gunpowder, iar în fața ei am pregătit un creeper, am flint în stil la mine, da, am flint în stil, da, deci e un creeper că e ferma de creeperi și ca să mă ocup puțin de treaba asta, am transformat ferma de creeperi într-o fermă de discuri, aducând acolo un schelet și acum trebuie să transform înapoi ferma asta, aprinzând cele 4, ule, stăm aici așa, aprinzând cele 4 campfire.
Așa, mamă, de ce lag aici? Nu știu, nu mă întrebați, oricum Minecraft 1.21 e foarte prost optimizat, dar revenind, am pus în partea aia un Iron Golem, în partea aia un schelete și atunci, bam, s-a transformat în fermă de discuri. Mai am în partea asta câteva, mai am în partea asta câteva mai multe și ce am făcut cu aceste discuri, pentru că sunt destul de puține pentru o fermă de discuri, ați putea spune, ei bine, o colecție, dar cam așa arată statuia Creeperului și cu o plută micuță din TNT-uri. Iar TNT-urile, că nu faci o fermă atât de mare de Creeper cu 90 layere doar pentru rachete. Ei bine, acel gunpowder pe lângă rachete l-am folosit să craftez TNT-uri și foarte multe TNT-uri pentru că am avut nevoie de vreo 18 armuri de Netherite. Că sub acest portal, nu v-am arătat, dar se află o cameră mai specială și anume Muzeul de Armor Trimuri. Aici am câte o armură din Netherite cu fiecare armor trim. Mi-o trăit și multe diamante, n-o să mint ca să duplic toate trimurile, dar am aici 18 armuri de Netherite, cu asta de pe mine 19 și dacă mai îmi fac câteva ajungem pe la 20 plus, dar am aici armor trimurile noi, Flow și Bolt plus, tot ce se găsește în acel Trail Ruins. Aici am Sentry, Vex, în partea asta Wild Coast și desigur Tide cu Dune în partea asta, în partea aia Eye, Silence, în spate le-am pus frumos să se vadă de unde îs, ăsta e Ward, care tot așa se găsește în Ancient City, în partea asta Snout, care se găsește în Bastion, Rib din Nether Fortress și Spire din, cum se numește, din End City-uri, așa. Mi se pare interesant că avem Ancient City, avem End City și o să mai avem City-uri 100% în joc. Dar momentan cam așa arată acest muzeu de armuri, iar în partea asta avem colecția de discuri. Însă mai, furtuna afară, mai lipsesc destul de multe, că îl am pe ăsta, nu, ăsta era în Shift. Unde l-am pus pe ăla? Știu că aveam unul din Trial Chambers și da, nu, aveam două. Îmi mai trebuie ăla din Omnius Vault și le-am pe toate trei, care vor veni exact în zona asta probabil. Sau e de 6, nu știu, cam greu să împarți zona. Dar mă rog, văd eu, poate chiar aici fac pentru armurile alea, nu, pentru discuri. Sau să le pun în partea aia pe stânga. Mă voi mai gândi pe parcurs, dar sunt foarte multe lucruri pe care le-am de făcut și în partea asta să pun cupru în spate la bolt și aici ceva tuf, nu cred că am blocuri similare, dar ceva tuf ar trebui să meargă. Așa că începând de mâine veți vedea videoclipuri destul de lungi cu această serie în care voi tot completa din proiectele pe care le-am început și am nevoie de niște subiecte pe care să le discut pe parcursul acestor videoclipuri, așa că aș aprecia să-mi lăsați cât mai multe întrebări, idei de subiecte și așa mai departe în secțiunea de comentarii, iar eu nu o să mă mai lungesc, vă mulțumesc pentru toată atenția acordată și aș aprecia să-mi spuneți dacă ceea ce am făcut în cele 775 de zile vi se pare mult sau puțin.